Bine ați venit la Stax TV, un nou episod, adică episodul 2 care trebuia să fie episodul 1, dar așa se întâmplă și așa e viața. Așa că vă prezint cu drag primul episod care e episodul 2, cu o mașină roz, a unei fete. Ta-da! Noi ne-am îmbrăcat la fel, că am luat bani de la Brutal Stax să promovăm hainele noi. Noua colecție de haine și ne-am îmbrăcat la fel. N-avem Brutal Stax pentru fete, dar mai fac băieții ăștia excepții. Așa că bine ai venit la noi în primul episod, al doilea episod. Mulțumesc de invitație! Primul episod a plouat. A plouat. S-a murdărit mașina, ne-am chinuit, am zis că facem, că dregem și am zis că nu e bine și profităm de ocazia asta cu soare. Inș. Soare inș. Care e incredibil. Bun. Numele și pronumele, ca să te vadă băieții. Daniela e numele meu. Prezintă-ne tu mașina, că după aia spun eu întrebări, ca să nu vorbesc eu mult, că îi deranjez pe oameni eu. Păi, mașina e un BMW seria 3 din 83. Bătrânică? Bătrânică, e mai mare ca mine. Da, ok. A fost luat acum 3 ani de zile. Eu mi-am dorit tot timpul un E30. Inițial l-am vrut cabrio. La un dat ajunseseră la un preț destul de măricel și am zis nicio șansă să-mi iau prea curând, poate la bătrânețe. Ok. Dar într-o zi, prietenul meu, stând la garaj de vorbă cu colegul lui Alin, m-au sunat, ți-am găsit urs. Îi zic, incredibil. Unde, cum okay. Și de ce? Detalii. Și era într-o curte, era un tip care avea nevoie de niște bani și voia să scape de ea. Mașina fusese vopsită integral, nu mai avea nimic în ea, era o caroserie pe niște era, dubioase. Cum să zic eu, fix... Fix ce mi-aș fi dorit eu. Fix ce mi-aș fi dorit și fix procesul lui Ciutacu. Da. Primul episod, al doilea episod, care tot da. Așa, cineva se apucase de o mașină și a abandonat proiectul. Dar că ea era într-o stare foarte bună, nu okay. Avea rugină, abia fusese pregătită, vopsită tot, doar că tipul n-a mai avut chef să se ocupe de ea. Când am auzit că nu are la interior, nu are motor, nu are absolut nimic, am zis e perfectă pentru că oricum dacă e să o luăm, facem ceva ce nu s-a mai făcut. Nu voiam un urs recondiționat, voiam ceva altfel. Deci vrei ceva altfel, în pofida faptului că lucrurile astea îi cam scad valoarea, ca să zicem așa. Nu m-a interesat niciodată. Nu te-a interesat niciodată. Toată lumea mi-a spus, trebuie să te gândești la revânzare. Nu am luat-o pentru revânzare, nu am luat-o pentru făcut bani. Am luat-o să-mi placă mie și să mă bucur eu de ea. Foarte bine. Vezi, băi, eu ți-am zis că trebuie să facem numai episoade cu fete, mă, că au personalitate puternică. Am zis o luăm, în ideea în care nu știm când ne apucăm de ea, o luăm, o ținem în parcare că nu ocupă loc, nu cere de mâncare și când avem bani ne apucăm de ea. Aveai un plan? Nu. Niciun plan? Nu. Mașina a fost luată de pe o zi pe alta, niciun plan, nicio idee, nimic. Ai zis, am zis o luăm și vedem după aia ce facem. Ai jucat la loto, au venit banii? Oarecum. Așa, bun. Și ce s-a întâmplat? Povestește-mi cum... După aceea am început să ne gândim ce-i facem, cum îi facem. Culoarea era stabilită. Am roz. Zis, acolo mă facem culoarea asta. Tu n-ai roz. Toate lucrurile acasă roz, nu? Nu. Chiar puține, n-ai, foarte. Ai plușul roz, ai? Nu am un unicor sau ceva de genul. Nu. Încă două maxim. Okay. Dar mai ai și alte plușuri? Nu. Nu. Doar două plușuri, dar sunt roz? Da. Ok. După aceea am început să ne gândim ce să-i facem, cum să o punem, i-am zis lui Adi, la fel cum este și la motocicletă, vreau să fie roz și să nu mai aibă nimeni. Nu mă interesează cum o faci, cum nu o faci, nu vreau să fie altă mașină ca ea. Și apoi am început să curgă idei. Eu știind că sigur îmi face ceva wow, am început după aia să ne jucăm cu idei. Hai să vedem ce punem. La motor inițial a vrut să pună un 2JZ, mi se pare. Ok. Dar ajunseseră deja la niște prețuri destul 6.000. De sus. Da. 7.000. Și într-o zi se juca el pe telefon și îmi zice, auzi, da, dacă punem noi un motor de LS, ce zici? Îi zic, dăm să văd cum se aude, că nu spune nimic LS, okay. Dăm să văd cum se aude. Ok. Și am zis, ok, gata, luăm. L-am găsit la niște băieți simpatici care ni l-au trimis în 9 luni de zile. Dar 9 luni și o săptămână. De unde l-ai luat? Din ce țară? Sau de unde? Din Irlanda. Irlanda! Dar a venit de undeva din Dubai, ceva de genul. Că ne uitam pe okay. Tracking. Okay. A fost perfect pentru că am zis, hai să începem să adunăm piese, să cumpărăm ce e mai scump și după aceea când avem... Ce bani mai rămân? Cum facem? Da. Ne socotim. Bun. După aceea, cred că la aproape fix un an de zile, după ce am cumpărat-o, s-a apucat de ea.
Inițial mi-a zis, hai să-i luăm body kit de M3 și am zis, nu vreau M3, care toată lumea, eu vreau altceva. Ok. Și am găsit pe net o randare a unui urs negru și am zis, eu vreau să-mi faci așa. Păi nu există. Și zic, nu putem să facem, că tu știi să faci. Tu ești cu tabla, tu ești cu lucrurile, tu ești cu fabricatul de mașină. Noi n-am zis cine e prietenul Daniel. Ok. N-am zis. Oamenii nu știu, dar o să afle, nu e problemă. Păi lasă așa la sfârșit. Lasă la sfârșit, da. S-a văzut? Cui sună telefonul? Și ce te poate să... Ce dacă? E un spectator aici. A venit să facă poză cu mașina. Să facă poză, zic, ce te să fie prietenul ei? Admirator. Admirator, este un fan înrăit. Bun, așa, bun. Și după aceea el s-a gândit, a început să se gândească cum să le facă din tablă. Îmi spunea, băi, e mașină nouă, e vopsită, e țiplă, tăiem din ea. Zic, a, e, tăiem din ea. Ce să-i facem? Însă oricum nu ne interesează, tăiem, important e să o facem să fie... Să-mi placă mie. Da, să-mi placă mie în primul rând. Mie, da. Că e a mea. E a mea. În fine, s-a apucat de partea asta de tablă, între timp am luat roll cage-ul, scaunele, am tot comandat piese. Roțile, la fel, le-am găsit, tot arăta roți pe net, nu mi-a plăcut nimic, într-o zi am văzut ceva, zic, uite, stai drăguț, hai să mergem să le luăm. Am dus, le-am luat, după aia să vedem ce culori le facem. Eu am o problemă cu cromul, am zis, eu nu vreau urmă de crom pe mașină. Da, zic, păi e mai pe vechi, așa, mai clasic, mai nu e chiar, nu dă sport. La tine merge perfect, la mine. Nu merge, i-am zis și lui să le facă negre, dar... Fiecare cu personalitatea lui. Eu, cine sunt eu să mă bam, vorba aia. Bun. După aceea am început să vorbim de... Eu cu Dana fac treabă, nu cu tine. După aceea am început să vorbim de eleronul, la fel. Eu am zis, vreau un eleron de neam prost. Adică să fie cât mai mare, să scoată mașina în evidență. Da, nu mi se pare de neam prost. Mi se pare că tot stilul mașinii este pe agresivitate. Cu roll cage, cu motor mare, V8, cu toate astea de... carbon, adică na, mie mi se pare ok, da. Și mie ne-am fi gândit la inițial la niște variante de eleron mai micuț, tot așa de M3 sau nu mai țin de ce am văzut și am zis, măi, vreau un eleron mare, mare, mare. Ai luat piesele, ai vrut eleron mare, s-au strâns toate piesele, s-a apucat de tăiat și de făcut mașina. Bun, ce probleme au apărut pe timpul construcției? Nu știi că tu ai stat acasă. Adriane, vino puțin, frate. Dar cu telefonul pe silent. Lasă, cu tot cu telefon. El e Adrian, fabricatorul mașinii, că acum sunt aici niște... Lasă că vorbești la mine la lavalieră. Sunt niște conflicte de interese că ți-a plătit lucrarea? Mai are de plătit, nu? Deci acum înțeleg de ce nu ștergi tu geamurile acasă. Ai văzut? La cumpărături. Bun, ce probleme ai întâmpinat în construcția mașinii? Probleme nu am întâmpinat. Probleme, nu știu, serioase. Adică, nu știu, unde te-ai lovit de niște lucruri la care nu te așteptai? Am lovit un geam jos și era destul de rar și nu-l găseam și era și foarte scump. Și a trebuit să schimbăm, să luăm două geamuri, că nu-ți vine nimeni un geam. Vrei să vorbim de bani? Nu. Un subiect sensibil. Păi, n-are sens să vorbim de bani, că na, poate așa descurajăm oamenii care vor să se apuce de proiecte de-astea custom și... Am mai întâlnit probleme pe partea de punți, pentru că are punți de 36 compact. Okay. Pe față era făcută o invenție de fostul proprietar sau nu știu cine a avut înainte. Și nu era safe deloc și a trebuit să cumpăr niște brațe custom pentru că nu veneau roțile în centrul arcadei. A, ok, să muți roțile... Da, trebuia să le împing mai spre față. Ok, bun. Și acolo am rezolvat-o așa după ceva căutări pe internet cu brațe custom. Făcute de niște băieți. Cu... Tot ce înseamnă montarea motorului, tot ce înseamnă caroseria de la
aripile făcute de tine, umflate custom, de montarea mașinii și așa mai departe, e făcut de tine, nu? Da. Tot. În afară de vopsit. În afară de vopsitorie, totul e făcut de tine. Bun. Asta e, mulțumim. Mulțumim pentru intervenția scurtă și la obiect. Hai să vorbim de piesele mașini. Ce cu farurile astea? Înainte să luăm ursul, am văzut la Ultrace tot un urs în două uși cu grila asta de Typhoon. Ok. Mie îmi plac la mașini formele pătrățoase. Și i-am zis, eu vreau farul de astea. Unde găsim? Nu mai văzusem, cred că a fost atunci prima dată când am văzut farul pătrat. Okay. Și am zis, ok, le-am văzut, îmi plac, dar unde le găsim? S-a nimerit să le pună cineva pe net, a doua zi ne-am dus. Bun. Am lăsat o grămadă de bani acolo, am plecat cu un portbagaj de piese. I-am zis încă un lucru ce-l vreau neapărat pe mașină, aer condiționat. Ok. Și are aer condiționat acum? Da. Și funcționează? Trebuie să mai facă niște legături. Niște legături. Dar el e montat, e montat. Urmează să fie funcțional. Bun. Prelungirea? Inițial am luat un body kit de M3. Cred că doar bara pe față și bara pe spate au rămas relativ întregi. Erau inițial și pragurile, dar pragurile după aceea le-a făcut din tablă pentru a avea formele. Bun. Hai să venim un pic în lateral ca să tragă și Marius un cadru mai din partea aia, aș vrea eu, Marius. Vrei tu? Vrei în partea aia? În care parte vrei? Da? Partea aia. Ce-s astea, domn? Ce-s chestiile? Wind splittere. Ok. E un BMW care are chestiile astea, nu? Eu așa știu. E un BMW de, da, e un BMW care vine cu chestiile astea, dar le-ai vrut tu, le-a vrut el? Astea le-a vrut Adi. Okay. Au zis că vin în completarea prelungirilor. Da, prelungirilor. Ok. Dar ce, zi-mi cu carbonul, povestește-mi. Care-i treaba? Ne gândeam ce culoare să le facem. Okay. Și Adi a zis, le facem negru lucios sau negru mat. Tot așa am văzut eu la un moment dat pe o mașină tipul acesta de carbon. Și eu zic, eu vreau carbon din ăla. I-a zis că e așa, în toate direcțiile. Ok. Mi-a zis pattern-ul ăla, carbonul normal, îl vezi pe toate mașinile, hai să găsim să facem ceva special. Bun. S-a interesat, el nu a găsit, nu știu dacă a reușit să găsească pe cineva în România, cred că nu, care să facă. Și a zis, hai să le facem noi. Ce să căută faci? Material și le facem. A reușit să găsească material la niște băieți în Polonia și după aceea a început să le facă. A durat vreo 2 luni de zile să le facă pe toate, că au trebuit puse cu penseta, tăiate, puse cu penseta și am zis că se vede foarte bine, adică să fie carbonul ăsta forjat cu culoarea mașinii. Un ștergător racing pe mijloc, așa cum e frumos și da, cum trebuie. Poți să ne spui specificațiile roților? Da. Roțile sunt BBS RF. Sunt în două lățimi. Pe față au 17 cu buzele de 9, iar pe spate 18 cu 11. Eu ascult. Ascult acum, e la școală. Bun. Test. Ce suspensie are mașina? BC e... Racing. BC Racing statică. Nu se ridică, nu se... Reglabil. Adică e reglabilă, dar nu cu perne de aer, nu cu air ride. Eu nu sunt fan de perne. Bun. Pragurile ai zis că sunt făcute din tablă, văd acolo un mâner de ușă găurit pentru a-l ușura și să arate. Cred că s-a făcut doar să arate, nu neapărat ca să ușurezi mașina. Că scopul ei, mă gândesc că nu este să participe la curse. Mă gândesc eu, nu știu, spune-mi tu ce vrei să faci cu ea. Nu? Noi am făcut-o în primul rând de design și nu neapărat, adică nu ne-am gândit vreodată să mergem la vreo competiție ceva. Cu toate că la Driving Hero am zis că mergem pe un pic pe circuit, da, un pic. Ți-am zis, știu că e de muncă, Adrian, aș mai ridica-o un pic pentru că mașinile astea care sunt modificate și nu că se cere să fie acceptate la evenimente să n-aibă wheel gap, dar așa arată mașina frumos, cu wheel gap-ul cât mai mic. Le este greu să meargă pe circuit tare pentru că oricât de suspensie reglabilă și ai întări-o, tot, mașina tot flexează un pic și atunci mai bine o ridicăm un pic, lăsăm un pic de loc ca să-și facă suspensia treaba și putem să ne jucăm cu ea pe circuit, să ne bucurăm de V8-ul ăla, știi, pe circuit. Să încercăm, că, să încercăm, că încercarea moarte n-are. Bun. Hai să vedem în spate aici, uite, avem o, ce e asta, lăcustă? Două. Care fac bebeluși. Fac treabă. Lăcustele, să nu le deranjăm, că e urât, că nici mie nu mi-ar plăcea să fiu deranjat. Bun, deci asta e partea din spate, o să iau oricum Marius, o să vedeți detaliile. Eleronul are tot felul de lucruri, eleronul, văd că are niște... Eleronul, nu normal, a venit cu alte brațe, dar nu ne-au plăcut. Ok. Și am zis că ar fi drăguț să... E și reglabil, văd. Adică dacă îl schimbi... Pentru întărit. Nu, nu, dacă schimbi aici găurile... Da.
o să-l mai aplici sau nu. Dar asta iarăși, dacă am merge noi la curse și am merge la secundă. El s-a gândit și la toate lucrurile astea. Eu m-am gândit strict să fie frumoasă și să-mi placă. Da. El s-a gândit la funcționalitate. Foarte bine, fiecare cu felul lui și v-ați completat foarte bine, zic eu. Adică mașina arată extraordinar din punctul meu de vedere. Difuzor de ăsta vreau și eu, Adriane, la E46. Avem un difuzor racing. Eu l-am sfătuit să pună evacuarea în prag. N-a vrut, a venit cu ea în spate, n-arată rău, îmi place, e ok, nu că trebuie să-mi placă mie. A zis că era complicat, că ne-am gândit și la varianta asta, până la urmă asta a fost cea mai ok variantă acum. Dar vedem, poate să mai gândești. Stopurile îmi povestești? Sunt replici de MHV. Ok. Inițial erau unele cu sticla, un roz-ish. Ok. Dar roziș, da, știu. Da, știu, roz, cunosc. Da. După nu le-am găsit pe acelea și după aia a venit el cu ideea să le luăm pe acestea cu sticla un pic mai clară. Mai era o variantă mai fumurie, dar ăsta pare că vin cel mai bine pe mașină. La embleme la fel, i-am zis vreau ceva diferit. I-am zis nu mi se pare că se potrivește vreo emblemă. Tot eu așa multe pretenții în viață. Dar eu sunt foarte pretențioasă. Da? I-am zis de la început, vezi că dacă ne apucăm să nu mă jur după aia sau să mă fugărești. Ok. Dar a zis și el același lucru, dacă ne apucăm, facem ceva. Și cum sunt făcute emblemele? Sunt prin 3D. Eu am zis că vreau ceva din tablă, cu vreun semn sau ceva specific, adică să nu fie de BMW, dar să aducă a BMW. Okay. Și a venit el cu ideea și are un prieten care are imprimantă 3D. Adică tu te-ai dus ca la arhitect. Da. Și zic, aș vrea o casă care să aibă aia și cu aia, hai, desenează, adu-mi aici să văd eu cum trebuie să arată. Eu i-am zis, eu tot timpul când făcea câte ceva la mașină, i-am zis, măi, îi dădeam așa, oarecum niște, cum aș vrea să arate. Zic, produsul finit, tu știi cum îl faci, eu zic că aș vrea... Da, îți dau niște idei. Indici, da, niște indicii. Indicii, da. Și mai departe faci tu ce vrei. Scrie în carte. Sigur iese ce ai avut încredere, nu? Da. Am înțeles. Poți să te și urci la volan dacă vrei, că noi doar vorbim acum și Marius o să ia cadre de aproape. Bordul arată bine. Văd că sunt... Ce? A fost bordul ei cu care a venit mașina? Da, a fost bordul ei. Da? Okay. Arată foarte bine, bine curățat, degrăzat, aranjat, bine, dar în rest n-a fost crăpat, lovit, spart și așa mai departe. Ok. A avut inclusiv suportul ăsta aici, ceasurile sunt luate după aceea separat. Foarte tare suportul ăla, mi se pare senzațional. Jur, arată din peisaj, ca să zic așa. Frâna de mână la fel, că eu tot timpul îi glumeam și am zis, mie vreau să-mi faci mașina avion. Și a venit discuția ce frână de mână punem. Și schimbător. Și schimbătorul. Schimbătorul a stat foarte mult timp ca piesă de decorațiune în casă, frumos, pe suport, când să-l pună pe mașină. Schimbătorul seamănă cu manșa de avion. Bun. Scaunele? Scaunele sunt de la Sparco. Sunt pătate reglabile. Da. Văd. Ok. Da. La fel, le-am văzut eu în poză, am și dat comandă până să-i spui, le văd că am scaunele. S-au părut cu ție și cum e mașina ta, mi se pare normal să ții. Ne-am uitat la mai multe modele, astea mi s-au părut că sunt un pic altfel. Volanul văd că e Momo. Da, limited edition. Inițial, volanul acesta era luat pentru rechin. Ok. Dar... Și la ce dată, Adrian? Bă, nu, cât și-a găsit el altul. Și-a găsit el altul pentru că nu aveam mașină. Sacrificii cu... face. Bun, fețele de uși văd că sunt făcute din tablă. Da. Au aici un mâner de închis deschis, e și el găurit ca să meargă în ton. Asta toate de sunt asortate. Geamuri manuale care sunt bune că nu se strică. Așa. Au fost electrice inițial, inclusiv oglinzile, dar cam tot ce a fost electric s-a renunțat la cât mai multe lucruri. Ce planuri mai ai pentru ea în viitor? Ce vrei să-i mai faci? Păi, sincer, deocamdată nimic. Deocamdată nimic, ok. Doar să-i lege aerul condiționat să fie funcțional. Ok. Și în rest, vrem doar să mergem cu ea, să ne bucurăm de ea. Ok. Modificări nu o să mai suferă. Ok, ok. A, și foarte important, mi-e trebuia neapărat cup holder. Da, mi se pare normal. Că și... să fie gol aici, dar mie să-mi facă cup holder, să-mi țin cafeaua, sucul. Corect. Și bineînțeles că a venit și cu un termos la culoare, ca să... Nu am găsit în magazin, cred că era, mă aștepta, era singurul, mă aștepta. Are și trapă mașina, văd? Are și trapă, e singura. Funcțională și electrică. Da, electrică. Inițial a fost gândit să punem half cage în mașină. Ok. Și eu am zis, dar mie îmi place cum multe pare așa să-i punem și a zis, bine, hai, punem full. Care e făcut tot de el, de fapt sunt okay. Combinate, dar tot de el e sudat, montat și așa mai departe. Interiorul... E și cățeluș în spate, mă. Da, e și vopsit. Tot de azi e vopsit. Hai să-l fac în culoarea mașinii.
Da, arată foarte bine mașina și foarte multă atenție la detalii. Eu cred că o să mai suferi niște modificări. Așa cred eu, că o să mai suferi. De la anul încolo sigur ne mai vine vreo idee. Modificări. Eu te felicit pentru ce ai făcut, că arată foarte bine. Vrei să ne zici cât a costat toată chestia asta? Mai nu știu sigur, dar cred că în jur de 30-40 de mii. Acolo. Acolo. Iși. Iși. Da. Mulțumesc. Ăsta a fost... Motor. Ce? Motor. Mi-ați arătat, mi-ați vorbit de motor deloc. N-am vorbit de motor? Păi cum, am zis că e de corvete, les, tu nu ești atent la ce vorbim noi, eu ți-am mai zis. Așa. Da, da, ei vrei să fim acolo? Hai să fim acolo, da. Deschide-i tu capota. Da, da, e doar de acolo, da. Bun. De ce ceartă ăsta, mă, că n-am vorbit de mult? El nu e atent niciodată la ce vorbim noi, să știi. El e atent doar la... El e atent doar la... Zi. La sunet acolo și la ce... Ce filmează și cum arată pe cameră, da. Arată foarte bine aici, e clean. Motorul e un LS din 2004, LS1, 5.7, V8. Și aici sunt o grămadă de lucruri făcute de el, inclusiv radiatorul modificat. Admisia, poziționarea filtrului, da. Astea de oil catch tank, zi, vasul de expansiune. Inclusiv chestia asta de aici. Partea de relei și siguranțe. N-am mai avut timp să și-a făcut una. Așa e, când faci tu, știi cum e. Lasă-mă că fac eu repede azi, nu mai stau. Da, că îi trebuie atunci și a zis nu mai stau, lasă că fac eu. Zic ok. Ai avut emoții în ceea ce privește motorul? Că îți va veni un motor care nu o să funcționeze corect? Asta a fost prima chestie. Am zis cum ne asigurăm sau ce putem să ne asigurăm în vreun fel că nu stăm atâta timp și dăm atâția bani și vine un motor care nu e ok. Și el a zis că în principiu orice probleme ar avea, ce apară neprevăzut, se pot rezolva. Zic ok, e un risc pe care ne-l asumăm, nu avem ce să facem. Nu mai știu, mi-ai zis cât a costat motorul? 3500 de euro a fost. 3500 de euro, dar motorul a fost fără cutie sau cu tot cutie? Cu totul, cu totul. Cu tot cutie motorul automată. Da, 4 trepte, 4L60. Mai vrei ceva, domnul, din comentarii? Outro? Vrei aici, în punctul ăsta, sau vrei să ne mișcăm? Da, acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, sper că am putut să extragem toate informațiile pe care voi le-ați vrea să le auziți de la proprietarul mașinii și ca să putem să facem mai multe episoade de genul ăsta, voi trebuie să dați share, like și subscribe canalului nostru de YouTube. Mulțumesc! Deci mă bag în fața ta și toci. Da, 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 da. Hai, hai! Lat! Uite, eu eram pregătit, eram în regla. Vrei să-mi pic de cadă? Dă-mi pic de cadă.